Primăria Sighet, împreună cu Serviciul Public de Gospodărire Urbană și în parteneriat cu o firmă din localitate, a luat măsuri pentru a spori condițiile de antrenament pentru tinerii atleți de la CSS. În spatele terenului de fotbal de pe stadionul municipal au început lucrările de amenajare a unei grobi de sărituri de 8 metri lungime și 3 lățime. Un transport de nisip a fost adus deja, dar la o primă estimare se pare că nu e de ajuns pentru a acoperi întreaga suprafață. A mai fost amenajat culoarul de alergare pe care a fost turnat un covor de cauciuc, urmând a fi turnat un covor de tartan. Groapa mai are nevoie și de borduri de cauciuc. Toate aceste detalii vor fi duse la bun sfârșit în termen de 3 săptămâni. Alături a fost amenajat și un sector pentru aruncarea greutății. Groapa cu pricina este dorită de antrenori și sportivi de ani buni. Concretizarea acestui proiect ar fi un pas important pentru cei care doresc să facă performanță în acest domeniu. Școala de atletism sighetană are rezultate notabile la nivel național și nu numai.